Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit, începe jurnalul Gorj TV, iată principalele subiecte ale ediției. 2 ani în închisoare pentru că a omorât 2 oameni. Aceasta este pedeapsa pentru șoferul care a accidentat mortal 2 pietoni. Copiii celor 2 soți uciși anunță că vor face apel, amănuntă imediat. Aproximativ 200 de copii care învață la cea mai mare școală din Padeș vor studia printre schele. Asta pentru că înainte cu doar câteva zile de a suna clopoțelul, primăria a găsit fonduri să schimbe acoperișul școlii. Unde mai sunt probleme, vedeți în jurnal. Florin Cărciumaru va pleca de la șefia PSD în 2020 odată cu Aurel Popescu. Senatorul a declarat totuși că este mai puternic acum ca niciodată și că va face față cu brio acestei funcții și în continuare. Declarații în câteva momente. 2 ani de închisoare cu executare este pedeapsa pe care a primit-o bărbatul din Rovinari, care a accidentat mortal 2 soți pe o trecere de pietoni din Târgu Jiu. Sentința a fost dictată de judecătorii de la judecătoria Târgu Jiu și poate fi atacată. Copiii sunt deciși să conteste pedeapsa, considerând că aceasta este prea blândă. Ei au declarat pentru Gorj TV că sunt conștienți că nimeni nu le va aduce părinții înapoi, însă și-ar fi dorit o sentință mai mare pentru cei care i-a lăsat orfani. Tinerii chiar au inițiat o petiție online pentru ca astfel de fapte să fie pedepsite mai aspru. Ei s-au constituit și părții civile în proces și au solicitat despăgubiri. Accidentul s-a petrecut pe 20 ianuarie pe trecerea de pietoni din apropierea complexului Păltiniș. Cei 2 soți traversau strada, însă șoferul vitezoman nu i-a observat la timp și nu a mai avut cum să evite nenorocirea. Citez, avusei o țâră viteză, a recunoscut imediat după impact în fața jurnaliștilor șoferul Marius Mărginanu. În urma expertizelor s-a constatat că acesta circula cu o viteză de 100 de km la oră, deși în zonă este restricție de 30. 3 tineri cu vârste cuprinse între 23 și 31 de ani, toți din municipiul Târgu Jiu, au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Seara trecută, aceștia ar fi bătut măr un tânăr de 19 ani din Târgu Jiu fără niciun motiv. Aceștia urmează să ajungă și în fața procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Aproximativ 200 de copii care studiază la cea mai mare școală din Padeș și vor învăța printre schele. Asta pentru că înainte cu doar câteva zile de a suna clopoțelul, primăria a găsit fonduri să schimbe acoperișul. Primarul susține că plouă în sălile de curs. Lucrările vor dura cel puțin o lună, însă muncitorii ar putea veni pe șantier doar după amiaza pentru a nu încurca activitatea școlii. Primarul Antonie Serafim s-a culcat pe urechea că va primi fonduri europene, însă proiectul nu a fost aprobat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Rămas fără soluții, primarul a găsit bani în bugetul local, aproape 2 milioane de lei pentru a reabilita școala. Va fi înlocuit acoperișul și școala va fi reabilitată termic. Am înțeles că nu se poate amâna cu nici măcar cu o zi. Dar solicitat lucrul. Am solicitat, am discutat telefonic cu domnul inspector șef și mi-a spus că nu se poate așa ceva. Și am ajuns la înțelegerea cu constructorul, în situația în care nu termină lucrările la acoperiș, să lucrăm după ora 2, după terminarea orelor de curs. Da, iar sunt câteva zile până începe școala, nici n-au început lucrările. Păi nu, azi trebuie să vină cu materialele și o să dea drumul la lucrare. Și vor lucra zi lumină, cu măresc personalul și eu sper ca luni să fie acoperișul aproape finalizat. Doar dacă va mai rămâne o parte, va fi izolată, să nu intre copiii, să avem probleme. Că este un mediu periculos pentru copii, admite și primarul. În plus, prin acoperiș plouă în unele zone. Da, sunt zone unde plouă în acoperiș, prin acoperiș. Câți copii învață aici? În jur de 180 de copii. Sunt mici? De la 1-8. Da. Grădinița o avem în altă parte. Lucrările se vor întinde pe cel puțin o lună. Muncitorii vin pe șantier abia în această săptămână, astfel că elevii vor trebui să învețe printre schele. Lucrările nu au început. O să comunicăm din nou cu
reprezentanții primăriei, cu reprezentanții inspectoratului școlar. Eu aș propune, dacă Consiliul de Administrație al Școlii ar fi de acord, domnul primar și inspectoratul școlar județean, să facem cumva, dacă toate instituțiile abilitate stăm la masă, ne așezăm la masă și găsim o înțelegere, să facem cumva un program scurt, pentru că este nevoie și de reabilitarea acoperișului, este nevoie de reabilitarea fațadei exterioare a unității de învățământ, nu numai la școala la Motrusec, avem și alte unități de învățământ. Primarul dorea chiar amânarea cursurilor. Amânarea cursurilor este o decizie care se ia la nivel de inspectorat și cred eu și de minister. Oamenii din sat își amintesc că și ei au învățat în aceeași școală. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Pereții au mai fost vopsiți și a fost instalată o centrală termică. Chiar cu două săptămâni înainte, până acum, puteau să se apuce de-a. Nu avea cu ce, nu avea fondul, poate. Nu putem să știi care-i motivul de n-au făcut aici. E normal așa? Nu e normal, trebuie aranjată să vadă copiii ceva frumos. Să vadă șantierul. Da, să poată ceva frumos, dar era, dacă era făcută, avea altă plăcere copilul să vină la mână. Primarul și directorul școlii au încercat chiar să amâne deschiderea noului an școlar, însă nu au primit aprobare din partea inspectoratului școlar județean, astfel că luni va suna clopoțelul și în cea mai mare școală din Padeș. Școala de la Padeș nu este singura unde au fost identificate nereguli. Mai sunt unității de învățământ în Gorj, unde elevii vor împărți spațiul cu muncitorii sau toaletele au rămas ca pe vremea bunicilor în fundul curții. Primarii promit să rezolve aceste probleme, însă este exclus să se mai schimbe ceva în doar câteva zile. Prefectul Ciprian Florescu a mers împreună cu o comisie de la nivelul prefecturii, Direcția pentru Sănătate Publică Gorj și Inspectoratul Școlar Județean la școlile din Padeș, unde au fost semnalate mai multe probleme chiar cu câteva zile înainte de a suna clopoțelul. Sigur că mai sunt și probleme, din nefericire aș spune, probleme însă rezolvabile, ceea ce mi-a sărit mie în atenție a fost situația de la Padeș. Tocmai de aceea am hotărât ieri că împreună cu una din comisii să mă deplasez personal și să văd corpurile de clădire ale unităților de învățământ de la Padeș. Și mă refer aici școala din Padeș, centru Călugăreni, Cloșani. Acolo era vorba de câteva chestiuni pe care comisia le-a identificat și din nefericire timpul extrem de scurt până la reluarea cursurilor, până la începerea cursurilor, până la începerea noului an școlar, mă făcea să cred că este imposibil să ducă la o finalitate. În una din sălile de curs nu se pot desfășura ore pentru că tencuiala se desprinde de pe tavan, iar copiii ar fi într-un real pericol. Primarul a dat asigurări că acolo nu se vor ține ore. Într-una din clase cursuri nu se pot ține, există pericolul ca tavanul, tencuiala tavanului să cadă oricând. Am discutat și cu primarul și cu directorul de acolo. Acea clasă nu va fi folosită până când ea nu va fi reabilitată. Am garanții că elevii își vor desfășura activitatea în altă sală de clasă care există, există spațiu în acest sens. Și la alte școli au fost depistate nereguli, iar primarii și directorii au primit sarcini să se asigure că elevii vor învăța în condiții optime. Sigur, mai sunt probleme, asta trebuie să o spunem, o știți și dumneavoastră, încă mai sunt unități școlare în zona rurală care au toaletele în afara corpurilor de clădire. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei din comisii și ca urmare a dialogului pe care comisiile l-au purtat cu directorii de școli și cu primarii, unele din unitățile de învățământ nu au fost incluse la capitolul investiții pentru reabilitare, întrucât au fost înaintate proiecte de reabilitare pe PNDL 2 și revin la situația de la Padeș, înțeleg că și acolo două unități școlare vor fi reabilitate pe fonduri generate de Programul Național de
dezvoltare locală. O astfel de școală este cea de la Scoarța. Cea mai mare școală din comună are nevoie de reabilitări, iar copiii merg la toaletă tot în fundul curții, în acelea spații unde mergeau și bunicii lor. Chiar dacă spațiile în care vor învăța nu sunt la standard, elevii gorjeni au primit o veste bună. Vor avea manuale pe bănci atunci când vor începe școala. Spre deosebire de alte județe, Gorjul stă bine la acest capitol. Autoritățile dau asigurări că elevii nu vor avea probleme la început de an școlar. Potrivit ultimelor informații, toți elevii vor avea manuale pe bănci. Am discutat chiar cu inspectorul general al inspectoratului de învățământ. Înțeleg că nu sunt probleme în ceea ce privește manualele școlare. Cel puțin asta este informația pe care mi-a dat-o. Din ce am înțeles, astăzi va verifica însăși domnia sa situația manualelor la nivel de întreg județ. O mare parte dintre ele înțeleg că au fost primite de inspectoratul școlar și distribuite către unitățile de învățământ. Se mai așteptau câteva manuale. Ele vor veni, din ce am priceput, în timp util și vor fi și ele înaintate către școli, pentru că anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții. Anul școlar se va deschide luni. Până în acest moment, niciun oficial din cadrul Ministerului Educației nu și-a anunțat sosirea la Târgu Jiu. Doar parlamentarii și reprezentanții autorităților locale și județene vor fi prezenți la ceremoniile de deschidere a noului an școlar. Băiatul de 17 ani din Alimpești, dat dispărut de familie după ce s-a certat cu mama sa, a revenit acasă. Părinții au anunțat poliția că adolescentul s-a întors. Acesta le-ar fi spus că a rătăcit prin împrejurimi de când a plecat de acasă. La sfârșitul săptămânii trecute, băiatul a avut o neînțelegere cu mama și a dormit în funarul unei vecine. Dimineața a mers acasă, a luat o fotografie cu fratele mai mic și le-a lăsat părinților un bilet în care le-a spus că vrea să se refugieze în munții de unul singur. Astăzi s-a întors acasă spre bucuria familiei care l-a căutat îngrozită. Florin Cârciumaru va pleca de la șefia PSD în 2020 odată cu Aurel Popescu. Senatorul a declarat totuși că este mai puternic acum ca niciodată și va face față cu brio acestei funcții și în continuare. Noua echipă care va prelua frâiele organizației social-democrate a fost deja conturată. Mihai Weber și Cosmin Popescu ar urma să vină la șefia PSD Gorj în 3 ani, când vor fi alegeri în sânul partidului. Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, pare tot mai decis să facă un pas înapoi. În 2020 nu va mai candida pentru un nou mandat în fruntea partidului. Deja se fac calcule pentru noua formulă de conducere a organizației județene. Este ceva firesc, este ceva normal că să apară și acest moment în viața organizației, dar îi asigur pe toți membrii PSD că deocamdată mă simt mai puternic ca niciodată în ceea ce privește poziția mea față de conducerea organizației. Am trecut și trec cu bine peste toate momentele dificile pe care le-am avut în viața mea și că pot să asigur actul de conducere al organizației în condiții foarte bune până în 2020, când se vor organiza alegeri și atunci nu voi mai candida. Dar până atunci este normal că în dreptul meu apare obligația și datoria de a pregăti o altă echipă care să preia, să ducă mai departe organizația PSD Gorj. Nu este adevărat nimic din ce se speculează în momentul de față și că în cadrul organizației PSD Gorj este, ca și până acum, unitate. Este o colaborare foarte bună între mine, Weber și Cosmin Popescu și ceilalți colegi care fac parte din conducere. Odată cu el ar urma să intre într-un cont de umbră și Aurel Popescu, liderul organizației municipale, transmite Cârciumaru. Să ne așteptăm în 2020 atunci când va anunța dumneavoastră retragerea din fruntea PSD și la o retragere a domnului Aurel Popescu dintr-o funcție de conducere? Nu știu ce se va întâmpla, dar în caz de normalitate, da. Deci și la nivel de municipiu trebuie să se pregătească o altă echipă care să preia conducerea organizației municipale și
să se organizeze pentru alegerile din 2020. Ba, aici trebuie să intervenim. Dacă suntem corecți cu noi, mai devreme trebuie să organizăm alegeri, să căutăm soluție pentru candidatul din 2020. Acestea fiind datele problemei, sunt șanse tot mai slabe ca Aurel Popescu să mai candideze din partea PSD la alegerile din 2020 la primăria Târgu Jiu. La parțialele din această vară, Aurel Popescu a ieșit pe locul 2. Plecarea lui Alin Văcaru este o pierdere pentru PSD. Admite acest lucru și liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru. Cu toate acestea, Cârciumaru nu se așteaptă și la alte plecări din partid spre organizația Pro-România. Deputatul Alin Văcaru a explicat de ce a ales să renunțe la PSD după 17 ani. Am ales să fac parte în acest proiect pentru că și cuvântul meu este ascultat, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult timp nici la PSD Gorj, nici la PSD Central. Am preferat să plec acum pentru că este un proiect politic nou și îmi doresc să văd dacă într-adevăr experiența politică acumulată în ultimii 17 ani alături de colegii mei de la PSD Gorj pot să o pun în practică în acest nou proiect. Dacă în ultima perioadă, ca deputat, eu unul personal, ca mulți alți colegi, pentru că sunt foarte mulți care au același sentiment ca și mine, noi suntem acolo doar ca să votăm. Cuvântul nostru nu este important. Și ați văzut, au fost mai multe decizii în care s-au luat de unul, doi oameni și la fel acest stil de conducere, care este la nivel central, se manifestă și la nivel județean. Că eu acolo, în Partidul Social Democrat, sunt inutil și că oricât de mult aș încerca eu să muncesc, direcțiile se dau de la centru și dacă nu ești agreat de cei de la centru, nu ai nicio șansă să reușești. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, susține că plecarea lui Văcaru cântărește greu. Cu toate acestea, nu se așteaptă și la alte demisii. A fost un om de bază, un om pe care organizația s-a putut baza, dar asta este viața. Dânsul are o altă opțiune, noi îi urăm succes mai departe și pot să asigur toți membrii PSD că vom organiza și conduce de așa natură activitatea încât să nu se cunoască lipsa domnului Alin Văcaru. La nivel național, 7 deputați au părăsit Partidul Social Democrat și au trecut în rândul Partidului Pro-România, înființat de Daniel Constantin. Târgujienii nu-și mai cumpără case cu banii agonisiți, o viață pentru a-și vedea visul împlinit, tot mai mulți apelează la creditele bancare. Doar așa, unii dintre ei și-ar putea cumpăra o locuință. Cu câți bani se mai vinde o casă în Târgu Jiu, vedeți imediat în jurnal. Nu mi-am spus ultimul cuvânt în politică, este avertismentul din lui Ion Rușeț, în prezent membru ALDE. Chiar dacă s-a îndepărtat de politică, fostul liberal susține că se va implica foarte mult în următoarea campanie electorală. El a mai declarat la Gorj TV în cadrul emisiunii Numele Adevărului că are încredere în primarul Marcel Romanescu. Nu mi-a spus ultimul cuvânt. Înseamnă că vrei tot de, și voi reveni. De parlament, de viața așa tumultoasă din politică. Viața politică e o viață activă. Când ești politician, ești activ. Nu poți să fii, să te bucuri de pasivitate. Ce politician vă place din județul Gorj? Nu puneți în întrebare, că dacă facem o analiză, ne trebuie o misiune și poate ce nu... Ce părere aveți despre actuală primară în municipiul Târgu Jiu, Marcel Romanescu? Haideți să-i mai lăsăm, pentru că a început prost această sesiune. Adică suntem în primul semestru și n-a preluat examen. Haideți să-l mai lăsăm, 6 luni de zile, pentru că eu am încredere. L-am cunoscut pe Romanescu, dacă vreți, și în situații în care a fost foarte activ și în situații în care poate și pe mine m-a supărat, fiind lider politic și susținându-l ca politic, ca subprefect. Dar eu am încredere în el. Deci, din momentul când a candidat, am încredere. Primarul din Scoarța, Ion Stamatoiu, este pe locul 2 într-un top privind cele mai mari salarii ale primarilor care conduc comune. Ion Stamatoiu are un venit de 6.525 de lei brut. În localitatea Scoarța sunt aproape 5.000 de oameni. Stamatoiu este membru PSD și se află la primul mandat de primar, înainte de 2016, el fiind viceprimar. Pe primul loc, în topul celor mai mari salarii la nivelul comunelor, se află primarul Iulian Găină din Tarcău,
județul Neamț. Localitatea din Moldova are 3500 de locuitori, iar indemnizația edilului este de 7500 de lei. Întreprinderea de drumuri și poduri Gorj pare să fie pe drumul cel bun din punct de vedere financiar. Cel puțin acestea sunt asigurările directorului Marius Florică. Firma a reușit să încheie câteva contracte, iar astfel se va recupera și din pierderile anunțate în ultimii ani. Din start, conducerea IDP respinge ideea apropierii falimentului. Întreprinderea de drumuri și poduri Gorj are în prezent peste 100 de salariați. Conducerea firmei a renunțat la aproape jumătate din angajați iarna trecută, iar acum încearcă să se repună pe picioare și să recupereze din pierderi. Deocamdată suntem cu salariile la zi, dările la stat plătite și e altă... Deocamdată a fost o discuție și în Consiliul Județean privind bugetul. Noi ne planificăm în primele luni ale anului, când avem multe cheltuieli cu reparația instalațiilor, stațiilor de asfalt, stații de betoane, stații de sortare, cu parcul auto, utilaje. Sunt cheltuieli pe care încercăm să le recuperăm pe parcursul anului și de obicei primăvara apar lucrările și încep să recuperez din acele pierderi. IDP a mai încheiat contracte pentru a efectua mai multe lucrări, iar directorul Marius Florică speră să se mai reducă din pierderile care atârnă greu în situația financiară a societății. În ceea ce privește falimentul care ar bate la ușă, oficialii IDP neagă că ar fi în această situație. De 2-3 ani de zile se vorbește de insolvență și de faliment la IDP. N-am fost niciodată în această situație. Dacă se continuă subiectul acesta, noi n-avem ce să comentăm, decât să vă spunem că nu suntem în această situație. În ultimii ani, IDP Gorj a înregistrat pierderi, a ratat contracte care puteau aduce sume frumoase și a renunțat la aproape 150 de angajați. Mulți dintre ei au fost rechemați pe șantier din nevoie de personal, însă au contracte pe perioade determinate. Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Gorj are un nou director executiv adjunct. Este vorba despre Petre Ecobici, actual salariat al instituției pe funcția de consilier superior în cadrul serviciului economic. Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură are în organigramă două posturi de director executiv adjunct, unul fiind ocupat de Mihai Verșin, iar pentru celălalt s-a organizat concurs luna trecută. S-a înscris un singur candidat, Gheorghe Gârjoabă, consilier superior în instituție, însă acesta a picat proba scrisă. Târgujenii nu-și mai cumpără case cu banii agonisiți o viață întreagă. Pentru a-și vedea visul împlinit, tot mai mulți apelează la creditele bancare. Doar așa unii dintre ei și-ar putea cumpăra o locuință. În acest an au fost cumpărate mai multe case față de anii trecuți. Spre exemplu, o garsonieră din Târgu Jiu poate fi cumpărată cu 20.000 de euro, în timp ce prețul pentru un apartament pornește de la 30.000 de euro. Gorjenii reușesc cu greu să pună bani pe bani pentru a-și cumpăra o casă. Reprezentantul unei agenții imobiliare din Târgu Jiu a explicat că foarte multe dintre tranzacții se fac cu credite bancare. În ceea ce privește locuințele, vorbim în special pentru zona Târgu Jiu, pentru că mai se mai fac tranzacții cât de cât. Se vând în general sau în mare parte se vând prin creditele bancare. Mai puțin cu banii cash, pentru că sunt sume mari și toată lumea, în mare parte, apelează la aceste credite ipotecare. Au fost până mai recent și acel credit ipotecar prima casă, care se pare că fondurile sunt pe sfârșite. Încă se mai... Mă auzi? Merge și pe ce să... Tinerii care se împrumută nu-și preferă să-și cumpere o garsonieră ori apartament. Casele au fost vândute prea puține în acest an. În general, tinerii își cumpără apartamente, da, cu locuință. Casele se vând mai greu. Casa medie se adresează la segmentul acesta de vânzări, cumpărări, case. Prețul unui apartament diferă în funcție de zonă și suprafață. Apartamentele diferă în funcție de zonă, de suprafață, de număr de camere. Încep undeva de la garsonierele, care încep de la un preț de, să vă zic așa, în euro,
20-25 de mii de euro confort 1, apoi apartamentele cu 2 și 3 camere în funcție de am zis de zonă, suprafață, de confort, grad de confort, se duc undeva pe la între 30.000 și 45.000 de euro, cele cu 2 camere și apoi cele cu 3 camere și 4 camere sunt mai, un pic mai scumpe. Spre deosebire de anii trecuți, în acest an s-au făcut mai multe tranzacții. Tot cu ajutorul creditelor au reușit târgujenii să-și cumpere o casă. Ministrul Turismului vine la Târgu Jiu, va avea o întâlnire mâine cu mediul de afaceri și cu reprezentanții autorităților locale și județene. Care este programul lui Titus Dobre în Gurj? Vedeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la jurnal. Ministrul Turismului revine la Târgu Jiu, va avea o întâlnire mâine cu mediul de afaceri și cu reprezentanții autorităților locale și județene. Titus Dobre a mai fost în Gurj în primăvară, iar acum vrea să dezbată aici legea turismului. La dezbatere care va fi organizată mâine la Prefectura Gorj, începând cu ora 11, vor participa reprezentanți ai Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, prefecți din județele membre ale regiunii Sud-Vest Oltenia, președintele Consiliului Județean Gorj, primarul municipiului Târgu Jiu, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și mediului de afaceri din regiune. Vom primi vizita Ministrului Turismului pentru a participa la o dezbatere publică organizată pe legea turismului. Atât noi, cât și alte județe sunt în program pentru această dezbatere publică. Deja în Prahova și Brașov au fost organizate astfel de întâlniri, urmând ca în Neamț, Hunedoara, Baia Mare și Constanța să aibă loc astfel de dezbateri pe legea turismului în zilele următoare. Pe lângă Ministrul Turismului vor mai participa și alți reprezentanți ai Ministerului Turismului, dar și reprezentanții ai prefecturilor din județele vecine, Dolj, Olt, Mehedin și Vâlcea, dar și de la noi reprezentanții ai autorităților județene și locale și reprezentanții ai mediului de afaceri. Prima dată când a venit în Gorj, ministrul turismului Titus Dobre a avut o întâlnire cu proprietarii cabanelor din Rânca. Până acum nu a fost anunțată vreo măsură care să avantajeze pe aceștia. Jandarmii gorjeni se mobilizează pentru începutul de an școlar. Din 11 septembrie, efectivele forțelor de ordine vor crește pentru a preîntâmpina orice eveniment neplăcut. Astfel că în preajma celor 18 unități de învățământ din Târgu Jiu vor patrula echipe mixte compuse din jandarmi și polițiști. Deja planul de intervenție a fost întocmit. Jandarmii vor patrula în principiu în apropierea școlilor din municipiul Târgu Jiu. Efective de jandarmi la nivel teritorial participă la luarea măsurilor de siguranță în unitățile de învățământ sub coordonarea prefectului, sens în care avem arondate 18 instituții de învățământ din municipiul Târgu Jiu și celelalte orașe. Dar noi vom dispune efectivele de jandarmi în elemente specifice de dispozitiv în preajma și zona adiacentă a instituțiilor de învățământ, punctând asupra intervalului orar de afluire înspre instituția de învățământ sau dinspre instituția de învățământ în acele perioade când sau intervale orare când elevii se află în, eu știu, în pauză. Zeci de jandarmi vor ieși așadar în stradă alături de polițiștii din cadrul IPJ și cei de la Poliția Locală Târgu Jiu. Considerăm că situația operativă ar putea fi încărcată. Bineînțeles că desfășurăm activitățile împreună cu colegii noștri de la Inspectoratul de Poliție și Poliția Locală, repet, în funcție de instituții care le avem arondate și stabilite de comun acord la nivelul județului. Din experiența anilor trecuți, incidentele semnalate în prima zi de școală au fost însă puține. După ce au decis să pună bazele unei noi grupări sportive, consilierii locali din Târgu Jiu trebuie să stabilească și ce vor face cu pandurii Târgu Jiu. Primăria este asociată al echipei care joacă acum în Liga a doua. O decizie va fi luată după ce vor fi consultați toți consilierii locali. În momentul acesta nu avem un termen stabilit. S-ar putea ca în ședința de Consiliu Local de
ședința ordinară de Consiliu Local să discutăm și această problemă. Nu, va fi o discuție preliminară, în primul rând, să vedem exact care sunt punctele de vedere ale consilierilor locali din Consiliul Local. Înainte de discuția din Consiliul Local, primarul vrea să le ceară părerea și celor doi viceprimari din Târgu Jiu. Jurnalul Gorj TV a ajuns la final. Sunt Diana Spărătoiu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă!